Din ce cauză nu ai starea necesară? Păi, eu am fost supărat pe treaba asta. Am fost, am fost deranjat oarecum pe treaba asta. Cu că aștept story-uri? Da, și nu mai... Tu după ce ai făcut, ai venit aici cu pretenții, Antonie. Dar nu numai asta. Te așteptai ce să zică, iartă-mă. Pe nu, el s-a citat să se ia el de ea și să cadă ea prost, că de ce a șters ea și... Dar stai așa un pic, trebuie să stai așa un pic, dacă trebuie să cadă neapărat prost, dacă mă iau de ea trebuie să cadă prost. Vrei să insinuiezi că eu acum vreau neapărat să pun pe Vlad într-o lumină proastă niciodată? Păi de ce să cadă ea când tu ai cu deja? Să vorbească. Dar n-am făcut nimic, omule, serios n-am făcut. Să-l adune. Păi dar de ce mai cu nu ți-asum pur și simplu? Pentru că nu a fost, nu a fost nimic. Mai Antonie, dacă am văzut că el a dansat, ce făceai? Nu vă auziți, vorbiți toate odată. Dar voi aveți filmarea? Da, și da, avem filmarea, am filmarea. Lasă-mă să vorbească ei doi, să vorbească ei doi. Eu nu înțeleg ce înțelegeți voi printr-un dansat, dacă ceea ce a arătat Vlada e total exagerat. Ai dansat sau nu? Păi, dar nu, a venit, lăsați-mă să explic, ceea ce a arătat Vlada e exagerat în primul și în primul rând. Stai mă, că tu nu știi ce a arătat ea. Ba da, că s-a ridicat cu atinca în picioare. Eu n-aia dansat cu platine, cu ce-am făcut? Exact. Eu am crezut că pe posterior. Cine era în față, cine era în spate? A fost fata care a făcut poza respectivă după pe mine și pe Cosmin. Și pe mine și pe Cosmin ne-a luat de mână și am dansat. Dar ați făcut pe mine. De ce n-a fost asta la început? Păi dar stai un pic, n-au trecut mai mult de 5 secunde și n-a fost niciun caz și ai arătat tu. A fost, Antonie. Hai că vei să aflăm tot. Și-au încălecat. Deci, efectiv, mi-aduc aminte că i-am zis lui Cosmin să plecăm, că ăstea se întind gluma. Eu am zis, mai stăm. Deci, efectiv, i-am zis lui Cosmin să plecăm, că ăstea se întind gluma. Ne-am fi mirat dacă ai fi spus tu, Cosmin, hai să plecăm. Dar ce fel de gluma? Poza, să văd o problemă. Efectiv, i-a zis lui Cosmin, destul curate, gata, acasă. Da, hai că după ce am plecat, ori venit după noi. Nu mai pot. Bă, mine mai mult, da. Și tu i-ai zis, te rog mult de tot, păstrează distanță. Nu, eu am zis, vino aici, am uitat. Exact. Deci nici măcar n-au avut treabă cu mine. Am plecat, au venit după noi. Tu ai avut treabă cu ele, nu ele cu tine. Am înțeles, Cristina, o pauză. Nu erau mai multe, Antonia, acum nici tu nu exagera. Poftim? Era una, nu erau mai mult. Erau cinci. Eu dansam cu două la un moment dat. Bă, dar astea în față. Erau sirenele după insula Baco. Erau cinci. Erau alea cinci. Nu erau trei, dar după... era una, dacă erau cinci. Mamă. Apropo, dar trebuie, să-i dau la detalii. Aia de zic ele că dansa cu tine. Dar nu ne da nouă, dă-i Vladei. Exact, păi dați explicații să-i dau Vladei când vă dați cu părerea iurea despre... Păi vorbiți voi doi că sunteți pe ecran voi. Spun exact cum s-a întâmplat. Fetele alea nici măcar n-aveau făcut poză cu mine, n-aveau niciun... Eu n-aveam în primul rând interes. Dar după când s-au venit ochii tăi nu spuneau asta, Antonie. Cine? Ochii tăi mi-aminte. Dar să vedem marea. Băi, bare. În fine. Strângea. Puteți să trageți ce concluzii vreți. Eu sunt cât se poate de sincer. Puteți să trageți ce concluzii vreți. Nu pare. Starea... Cum zici tu, Bianca? Bianca, dar o recunoscut cu dansat, dar nu la mod. Dar după cât timp a recunoscut? Dar stai un pic. Da, și ce? Voi ați înflorit? De asta n-am zis nimic, pentru că voi ați înflorit dansul ăsta, n-a fost ceea ce ați zis voi. N-am înflorit, dar am vorbit după video. Noi n-am știut la care zi vă înfloriți, la vineri sau la sâmbătă, că sâmbătă chiar am fost cu mine. Cine vrei? Dar e foarte ciudat că... Că sâmbătă le-am chemat la noi. La filmare nu era Cosmin. Antonie, erai tu singur cu fata, nu era Cosmin. Ce-i cu Cosmin? Cosmin nu era acolo. Cum să nu fie acolo? Păi dacă nu m-am dezlipit nicio secundă după Cosmin, deja... Păi nu era pe filmare. Noi nu l-am văzut. Aiurea, păi eu mai negru așa și de aia. Cu cine? Eu mai negru și de aia. Mai că nu mă văd, ce bine. Bine, trageți ce concluzii vreți. Oricum, săptămâna asta s-a spus că... Că așa. O să avem niște interacțiuni. Eu eram... foarte potriva avea o interacțiune cu orice altă fată în afară de Vlada. Te-ai decis să o faci în club. Nu. Nu mai vorbesc, luați cadrul. Măcar de eram noi. Dar Vlada, tu cum te simți? Dar vorbesc eu cum mai simt, mai simt foarte bine. Nu mai vorbesc. Nu, serios, acum, după... Foarte bine, Laur. Explică la Mândră care e situația. Dar nu, de ce te simți foarte bine? Foarte bine, mă. Păi nu, e deranjant sau ceva. Ți-am zis, dacă nu mă deranja, nu ziceam nimic. Spune deranjul. Ce te supărat? Te doare stomacul. Nu, și spune-ne cum te-ai simțit. Că nu recunoaște, asta mă enervează mai mult. Că nu recunoaște, dacă am văzut filmarea, am văzut pe el. Nu vorbesc acum. Dacă mă deranjează pe mine și
mă deranjează și îi spun chestia asta și i-am spus că eu am văzut și nu recunoaște. Nici eu, nici eu n-aș recunoaște până nu mi se pune materialul în față. Uite că mă uit. Lasă, nu cred. Vrem să vedem. Aaa, dar de unde e, mă, asta? Da, mă, dar ce e acolo? Dar nu e acolo. Ba da, e așa, spate, spate. E mai în spate, da, în spate eram acolo, lângă maise. Uite, unde uite, e acolo cu aia. Am văzut și eu nu mă văd, mă. Uite, ia. Aaa, eu unde sunt? Dar nici n-am pus mâna pe ea. Păi da, 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 da. Antoni, ai Instagram-ul ei, că dacă nu ți-l dau eu. Țin minte perfect. Lăsați-mă să explic. Ia să-i cu cea la baie. Acum am văzut că uite, uite acolo. Dar așa face, gen cu spate. Dar stați, mă, fraților, că nu se f***e de el sau ceva. Da, nu, țin minte pe asta. Te vede, se vede. Păi dar nu e. Uite, uite, pe cum spate, se vede, că stătea la ritire. Ia uite. Uite, eu nu mă văd, măcar până la story. Uite, cât erau de-apt. Da. Mai, de cap. Ia, dă și din mână, ia, ia, ia. Asta face, țin minte perfect. Țin minte perfect. Și fac telefonele astea. Asta nu e club. Asta nu e clubul în care a zis Cosmin că era alea 5. Păi am fost la 3 cluburi. Ascultați-mă puțin că eu țin minte, țin minte perfect. Până s-o găsim pe fata aia la 3 cluburi am fost. Uite că... Auzi, de ce ai puțin? Da, și el zicea cu mâinile cu vanta. Ia, ia, ia. Da, da, da. Ascultați-mă, poți să vorbesc. Da, da, era așa. Poți să vorbesc. Eu zic să-ți trimite video, să-l pui la story. Poți să vorbesc. Ascultați-mă puțin. Poți să dai niște. Am explicația perfectă și știu și cum s-a întâmplat. Ia. Deci, am fost Cosmin, ăla e primul club în care am fost. Dar mai mă băga pe... Iar Cosmin, Cosmin e de vin aici. Nu, acolo, deci acolo m-am dus pe la baie. Și Cosmin nu știu ce făcea. Cosmin nu știu ce făcea. Și când m-am întors, când m-am întors, fata respectivă m-a recunoscut și a zis să facem o poză. Și eu în momentul ăla îl căutam pe Cosmin, nici măcar n-am atins-o. Deci nici măcar n-am atins-o. Pe video se vede că eram cât mai în spate, eram cât mai în spate și fata se dădea spre mine. Nu e adevărat. Nici n-am atins-o. Dar vrei să jur? Ce pe față? Că nici n-am atins-o. Pe șolduri se vedea cum stătea așa, cu mâinile pe șoldurile ei. Uite, dar unde se vedea, mă, că eu nu l-am văzut. Eu nu l-am văzut. Pe cuvântul meu, dacă era cu mâine pe șoturile. Aveți talent, l-am văzut. E bune dacă nu. Ascultați-mă puțin. Și fata aia m-a recunoscut și eu îl căutam pe Cosmin. Da, și exact în momentul ăla, exact în momentul ăla, i-am spus eu fetei respective, dă-te mai așa, că eu... Nu. Nu prea se vede. Dar ia de ce făcea așa, mă, așa? Se vedea pe fața mea. Păi ce-a mai. Ascultați-mă puțin, se vedea pe fața mea vreun zâmbet, se vedea pe fața mea. Păi n-am văzut față, dar era... Păi e față de cuceriut. Dar mâinile le-ați văzut, aveam capul atâta, dar mâinile mi le-ați văzut fața, n-ați văzut-o. Am văzut mâinile ei, era ea dansa, tu dansai, nu era vorba de o conversație, acolo vreo discuție. Dar nu, am atins-o pe fața respectivă. Ai atins-o. Doamne, dar se vede și pe video că n-am atins. Se vede că ai atins-o, asta. Să vină fata. De când a fost filmată asta, mă? Dar sunteți la început și voi, mă, fraților, n-aveți să aveți așa pretenții. Mă deranjează că... acum aș cu video în față și ținând minte exact ce s-a întâmplat, mă deranjează. Dar trebuie să ai grijă, să fii de acord. Antoni, dar tu îți dai seama că dacă cineva a avut timpul să scoată telefonul din buzunar și să filmeze, înseamnă că a durat mai mult situația respectivă. Cineva a scos telefonul, a zis, hai să-l filmez pe Antoni, să-i trimit Vlad, adică a durat ceva. Eu în momentul ăla am și zis să-l căutam pe Cosmin. Fata respectivă. Dar nu căuta Cosmin, unde era în căutare? Eram... În căutare adevărată. Cosmin era între ei, de fapt. Eram afară cu alea 5. Sau la baie. Ce-o fi zis fata aia care dansa cu el? Dacă îl căută, nu știu. Sau la baie, nu mai știu. În fine. În fine, în moment, în moment mai, fata aia s-a apropiat mai mult și în momentul... Păi înseamnă Cosmin. Dar nu sunt genul... Până la păcate. Eu nu sunt genul să fac... Păi cum era Cosmin la baie dacă Antoni se întorcea de la baie și asta Antoni zic, nu știa unde e Cosmin? La baie, eu mă întorceam de la baie, am zis lui Cosmin... Din baia fetelor. Aiurea. Ai filmare și din baia fetelor, nu-i așa? Eu da. Trebuie artist. Priviți imagini. E cea mai... Bine, bine, nu, dați-o cum vreți. Dacă vreți să ieși eu vinovat... Dar mie nu mi se pare atât. Dar eu mi-asumam vina, că nu sunt genul să nu mi-asum. Dar mi-asumam vina, dar chiar nu s-a întâmplat. Antoni, pune-te în locul Vladei. Măcar sincer, măcar dacă chiar stăteam cu fata respectivă, n-aveam de ce să-mi pară rău. Dar nu, nu asta. Antoni, îmi amintesc odată la un loc, nu ți-a convenit răspunsul Vladei, ai spus că face asta și relație. Tot i-ai găsit mici din astea, mici defecte. Mai scurt. Și acum pune-te tu în locul ei. Tu
primești acest video cum Vlada dansează cu Adrian. Tu vine aici și e, nu mi se pare așa grav. Ianca, dar nu e nimic compromițător acolo, dacă dansau fata. Dar vrei să zici ce zici? Doamne, ferici, eu vin acolo că ai grijă ce zici. Nu mi se pare așa grav ce-o făcut. Dar de ce la Orențiu? Poate să facă și Lorena asta. În situația în care chiar, deci chiar am încercat să, mamă, și și acolo, și cu Cosmin, cu alea 5. Și am încercat să scap din fiecare situație. De jur. Tu cu una, Cosmin cu 4, cred. Păi și ce, dacă pot? Păi dacă pot. Vedeți, mă, băieți, dacă nu ies o seară cu voi. Niciodată l-am văzut așa. Trebuie să vă descurcați voi cu ele. Vreau să vedem mâinile. Poate vreau să-i văd insta-ul fata asta. O să faci o fântână, Cosmin, dacă te mai sa mult. Ia. Op. Ce, mă, n-am nimic cu nimeni. Îl căuta pe Cosmin. Ia, o să faci ce vrei. Poate Cosmin a făcut filmul. Dar și fata asta, în loc că îi mă cea și filmam acolo în gură, serios.